Mulțumesc, Daniel, și pentru invitație și mă bucur să fiu și anul acesta alături de voi. Felicitări și pentru panelul de invitați și de speakeri. Mi se pare că întrunește foarte frumos cele două curente care există global la momentul ăsta, unul care vine din partea de tehnologie și celălalt care vine din partea de dezvoltare umană și cred că prezentarea mea are un sens că a rămas la sfârșit. Butonul verde ăsta. Ok. Așadar, tema pe care am ales-o astăzi este diversitatea și incluziunea și am să vă spun câteva considerații personale legate de tema aceasta. O să vă vorbesc puțin despre câteva modele pe care noi le folosim în cadrul Institutului de Dezvoltare Umană și Organizațională și apoi o să vă prezint un proiect pe care o să-l lansăm chiar în iunie. Cred că nu este întâmplător că se potrivește așa foarte bine cu seria de evenimente Business Mark. Mi-aduc aminte acum 5-6 ani când se vorbea despre diversitate și incluziune. Se vorbea despre procentul de angajate femei în total număr de angajați și sigur că începuse și speakerul dinainte de la IBM a povestit puțin despre asta cu target în zona de hiring. Și cred că nebunia asta mai continuă și astăzi și din mai multe puncte de vedere măsurăm tot mai mult și mai mult și împărțim și ne împărțim în diverse categorii. Și am stat un pic să mă gândesc, ok, dar ce se întâmplă în spate? Adică despre ce e vorba de fapt, mai departe de zona asta de indicatori. Și mi-am dat seama că de fapt este vorba despre a integra acest element diferit în munca noastră și în abordarea noastră. Și apoi din papucii mei de HR mi-am pus întrebarea, ok, cum facem noi, profesioniști de HR, să construim acest context în organizațiile pe care le conducem, în care aceste perspective diverse să treacă puțin de pragul de separare, suntem diferiți, nu ne înțelegem, și să ajungă într-o zonă colaborativă, într-o zonă în care acest element diferit este cu adevărat integrat și ajungem într-o zonă în care, ok, în momentul în care eu mă întâlnesc cu acest element diferit, cum fac măcar să mă opresc, să mă întreb dacă are sens ce vine din afara mea, mă ajută în vreun fel în procesul meu de lucru. Și cumva de aici am pornit în toată analiza mea. Sigur că întotdeauna întrebările, așa cum spunea cineva înaintea mea, sunt mai valoroase atunci când vrem să deschidem direcții noi. Și am găsit câteva din răspunsuri în felul în care noi lucrăm la IMU. Ce facem? Creăm exact acest spațiu de întâlnire în care elementul diferit să se poată manifesta, pentru că de cele mai multe ori noi când întâlnim ceva diferit față de noi, fie ne retragem sau îl respingem și atunci trebuie să creăm acest context intențional. El nu se întâmplă în mod natural prin felul nostru de a fi. Un alt element de identitate IMU este acest dialog empatic. Nu ajunge doar să ne oprim și să stăm la masă, bine, hai să rezolvăm problema. E nevoie de mult mai mult de atât. E nevoie de deschidere, e nevoie de interes real. Iar omul din fața noastră simte atunci când noi suntem autentici în a înțelege punctul de vedere sau doar, nu știu, vrem să obținem ceva de la el sau vrem să-l facem să meargă în aceeași direcție în care dorim și noi.
Și ce se întâmplă este că construim aceste, le numim noi competențe de leadership orizontal. Există această orizontalitate care se creează în acest spațiu de întâlnire. Din nou, niște competențe care nu există în mod natural, mai ales în organizațiile piramidale. Deci trebuie să ne preocupăm în mod activ și chiar cu adevărat să ne dorim să creăm astfel de contexte, iar noi asta facem în IMO, creăm astfel de competențe. Despre ce trebuie făcut, cred că s-a vorbit astăzi foarte mult, puțin s-a vorbit și despre de ce facem lucrurile, dar despre cum nu prea s-a vorbit. Și asta mi-am propus eu să fac în prezentarea mea, să vă povestesc așa câteva din, a zice, trei din modele pe care noi le folosim. Unele sunt proprietare IMO, altele sunt în afară. O să încep cu modelul celor patru cadrane, care a fost descoperit de Daniel Hoffman și în care el spune așa că există calități de bază cu care noi ne naștem și există competențe pe care noi le dobândim. Ce face modelul este să ne arate când aceste calități de bază ne ajută și când, atunci când ele sunt manifestate în exces, creează tensiuni în relațiile cu angajații, cu colegii noștri. Așadar, o să încep cu o mică prezentare a cadranului și am și o surpriză, am pregătit unul dintre cadranele mele, sigur că noi avem câteva calități de bază cu care ne naștem, dar pentru exemplificare și pentru înțelegerea modelului am ales una dintre calitățile mele. Așadar, plecăm de la calitatea de bază. Ce se întâmplă este următorul lucru. În momentul în care noi manifestăm calitatea de bază în exces, ea devine o capcană și o să înțelegeți un pic mai târziu. Ca să pot să echilibrez această capcană, eu trebuie să manifest o calitate opusă ei, care este o provocare și pe care el chiar așa o numește, provocare. La fel de natural, se întâmplă că în momentul în care noi stăm foarte mult în calitatea aia pe care teoretic este o soluție la o problemă de mai sus, creăm o altă problemă și aducem într-o zonă de alergie. Mă povestesc imediat. Una dintre calitățile mele de bază este pasiunea. Eu dacă nu găsesc pasiune în ceea ce fac, pentru mine nu are sens. Nu găsesc motivație, nu găsesc bucurie în munca mea, în relațiile mele de orice fel. Ce se întâmplă când o manifest foarte mult este că mă duc într-o zonă de euforie. Sunt atât de euforică încât highly creative, aș zice, dar depinde și ce trebuie de făcut, că dacă eu trebuie să fac un raport sau trebuie să prezint o structură sau trebuie să motivez sau să mut munții din loc, partea asta de euforie nu mai lucrează pentru mine și atunci, ci împotriva mea. Și atunci care este tendința? Tendința pe care o am este să mă opresc, să fac o structură, să respir, să zic ok, ce avem de făcut, să creez claritate și apoi să acționez. Nu de puține ori se întâmplă că atunci când mă duc exclusiv în structură și în claritate, mă duc prea mult în rigurozitate. Și mă trezesc dintr-o dată că nu mă mai bucur, că nu mai fac lucrurile cu bucurie, că nu mai au sens, că nu știu, parcă vreau altceva. Acum, acesta este cadranul. Primul pas este să te cunoști pe tine, să înțelegi ce se întâmplă, care e calitatea ta și unde această calitate, chiar dacă ea e bună, te poate sabota. Ce se întâmplă în momentul în care eu lucrez într-o echipă, în funcție de unde mă intersectez, pe care din cadrane mă interesesc cu oamenii cu care eu lucrez, lucrurile pot să fie foarte frumoase și să existe o transformare și o evoluție împreună sau din potrivă, pot să existe antipatii sau mai știu eu ce. Dacă găsesc pe cineva care are același cadran cu mine, depinde ce avem de făcut. Dacă avem o treabă creativă, ne este extraordinar.
dacă avem lucruri mai structurate, acolo ne împiedicăm unii de alții. De exemplu, dacă trebuie să vorbesc cu cineva sau să lucrez cu cineva care are calitatea asta, core quality, rigurozitatea, mi-e foarte greu. În timp, mi-am educat cadranul, ca să zic așa, dar la început mi se părea că sunt oameni care nu pun emoție, nu pun pasiune în ceea ce fac. Foarte, foarte greu am reușit să-mi educ partea asta. Ce vreau să vă zic cu acest model este că până când noi reușim să ne echilibrăm pe noi înșine, o să ne tot întâlnim cu oameni în diverse cadrane. Dar dacă ni le cunoaștem, o să putem să înțelegem de ce cu unii ne creăm antipatii, cu unii intrăm în tensiuni și în conflicte și așa mai departe. Pentru că s-a vorbit un pic despre asta înainte, mai ales în munca noastră, noi ne aliniem cu ceilalți, mai ales în zona de voință. Dom'le, ce avem de făcut? Deci noi stăm aici la servici ca să lucrăm, ca să livrăm, ca să avem rezultate. Deci ce avem de făcut? Facem ședințe, ne aliniem legat de voință. Însă, ființa umană este mult mai mult decât ceea ce face. Noi avem un univers de sentimente, o mare de gândire și ce se întâmplă este că în momentul în care, nu mai spun că avem și acel light motiv, partea de motivație, de sens, despre care s-a vorbit un pic înainte. Ce se întâmplă în momentul în care eu 8 ore pe zi stau și fac o muncă în care nu cred, mental eu nu mă conectez cu ce am de făcut. Sau aș vrea să fac lucrurile altfel, poate, vreau să mă manifest creativ, iar jobul meu este, ăștia sunt pașii, aplicația spune că trebuie să fac A, B și C. Deci eu nu pot să trec într-un cadru flexibil. Ce se întâmplă este că la sfârșitul zilei sunt obosit, în timp îmi pierd motivația, nu mai găsesc sensul, nu mă mai conectez cu oamenii de lângă mine și așa mai departe. Așa că eu pledez pentru această aliniere interioară în primul rând. Dar nu doar interioară. Adică în momentul în care noi vrem să facem ceva împreună ca și echipă și ne așezăm nu doar la ce e de făcut, ci ok, dar tu simți că treaba asta este ceea ce avem noi nevoie ca și echipă, crezi în asta? Chiar crezi la nivel de credințe, de gândire sau ok, hai să facem ca să fie indicatorii ok și așa mai departe. Acum depinde foarte mult, nu poți să vorbești despre asta fără să aduci în discuție partea de cultură. Trebuie să existe o cultură a alinierilor. Altfel, rămânem într-o zonă de conflict, permanent conflict. Fiecare trage către sensul lui în mod natural, dar nu se mai creează acest sentiment de conexiune, de coeziune, de colaborare până la urmă. Așa. Și un ultim aspect al muncii pe care îl facem în IMO, despre care vreau să vă vorbesc, este acest proces de învățare transformativă la nivel sistemic. Adică ce vrea să spun acest model? Că de-abia când tu ești deja aliniat cu ce ai de făcut, cu ce vrei să faci, creezi această claritate împreună cu echipa din care faci parte și apoi te duci în voință, te poți întoarce în proiect, în procesele de lucru, împreună cu șefii și cu colegii tăi și să creați lucruri împreună. Lucrurile astea nu se întâmplă de la sine, trebuie să existe o intenționalitate, îi spun eu, în a face lucrurile astfel. Dar dacă există acești pași înainte, orice proces, cât de complex ar fi el, poate să fie împărțit pe pași, zicea cineva de calul din, nu mai știu de unde, așa, care trebuie să fie adus în Europa, deci poate fi spart pe pași și se poate trece împreună de la o viziune de business
către o acțiune în aceeași direcție. Acum, tot ce v-am vorbit eu astăzi, sigur, e frumos să vorbim despre ele, există niște competențe pe care oamenii trebuie să le aibă. Și în IT, de exemplu, avem curricule de certificări, știm ce vine din punct de vedere tehnologic, ne școlim, ne facem un plan. Eu cred că și la nivel de HR și de soft skills, scuze, ar trebui să existe un astfel de plan programatic legat de competențele pe care noi vrem să le dezvoltăm în organizație. Competențele de leadership, unii le au nativ, dar cred că cel puțin jumătate din liderii ar trebui să lucreze în mod activ cu ele. Și pentru asta, da, aici era o mică recapitulare a ustensilelor despre cum putem să facem această incluziune, mai departe de indicator, din nou. Deci există lucruri care se pot face, dar trebuie să existe intenționat și să fie o cultură pentru asta. O cultură care să plece de la cine e vinovat și unde e greșeala, către ok, ce putem să creăm împreună, ce avem de învățat unul de la celălalt. Da? Asta este în sine ceva care trebuie construit. Închid prin a vă invita să faceți parte din comunitatea de United Leaders, pentru că noi exact asta vrem să facem în IMO. Ne-am dat seama că trebuie să existe un cadru în care orice profesionist, antreprenor, team lead, oricine, dacă vrea să-și ia responsabilitatea vis-a-vis de propriul lui proces de dezvoltare, să poată să vină și să-și exerceze aceste competențe. Pentru că o cultură poate sau nu poate să creeze acest cadru. Deci, în primul rând, noi ne adresăm profesioniștilor care vor să facă asta pentru ei, să crească ei. Spunea cineva foarte frumos că poți să dai din ce ai până la un moment dat. De la un moment încolo trebuie, nu mai poți să dai decât din ceea ce ești. Și atunci noi trebuie să devenim, în primul rând, ai profesioniștii pe care vrem să îi vedem în organizațiile noastre și să, că la fiecare interacțiune pe care un om, că ziceai Luiza, vine la tine, vorbește cu tine, tu prin felul în care pui problema, prin felul în care tu te poziționezi, ești deja un învățător, un coach pentru el. Dar asta este una, deci pentru profesioniștii care vor să crească astfel de competențe. Și apoi, ce mai facem în această comunitate? Învățăm profesioniștii care vor să se întoarcă înapoi în organizațiile lor să creeze astfel de contexte în organizații. Nu cred că poți să alergi și să și te antrenezi, nu știu, pentru un... Nu cred că poți să te duci într-o cursă de viteză și să te antrenezi pentru un maraton în același timp. Cred că lucrurile astea au nevoie să fie separate, au nevoie să existe un loc în care să se întâmple, să se arate faptul că se poate și altfel, într-un mediu restrâns, controlat, măsurat, cum vreți voi, dar să se arate că lucrurile merg, ca să se creeze această încredere că odată scalat modelul la nivel de organizație, arterizează în cultura organizației ceea ce trebuie. Așa că eu vă invit să faceți parte din comunitatea noastră. E un bun început și o sincronizare foarte bună. Mulțumesc! Mulțumim frumos, Daniela! Avem o întrebare online. Care ar fi cadrul de aliniere dintre membrii unei echipe la nivel de task pe care, de task-uri pe care le au de îndeplinit? Cum poți modera o astfel de situație? Păi exact cum am spus, să creezi în primul rând acest spațiu în care lucrurile să pot fi urmărite cu încetinitorul. Adică dacă totul este pe repede înainte, oamenii nu se deschid, pentru că și nici măcar nu-și dau voie să se deschidă, adică lucrurile trebuie să fie cumva din ambele direcții. Odată noi ca profesioniști trebuie să avem curaj
să ne luăm sarcinile în responsabilitate, iar atunci când nu putem să spunem asta, să avem să intrăm într-un proces de învățare legată de asta, iar organizațiile trebuie să nu pedepsească astfel de comportamente, adică trebuie să creeze acest spațiu în care omul să se poată manifesta, să nu mai existe această cultură a greșelii despre care tot se vorbește, adică omul nu are cum să vină să vrea să învețe, când de fiecare dată când are câte o obiecție, îl penalizezi într-un fel sau altul, prin comportament, printr-o judecată, printr-o critică, prin ce vrei tu. Sper că am răspuns la întrebare. Okay. Mulțumim frumos! Mulțumesc și eu!